Uitați-vă, frate, ce am în mână, două monede. E sâmbătă, deci e zi de detecție. Deja m-a sunat neanicu, mă așteaptă jos, sunt deja în criză de timp. Ieșim din Ploiești acum. Ce bă, iar acum te-ai culat? Păi dacă nu merge ce-am zis. Puturosule! Hai că ne întâlnim la cafea acolo. Bine, pa! Salutare, dragi prieteni, am ajuns la detecție. Urcăm panta asta mică aici și am ajuns pe locație să vedem ce găsim astăzi. Prima monedă asta sunase 5 bani, 1952. Ok. Și o seceră. Cu siguranță modernă. Uitat aici de cineva. Modernă, însă, uite că nu mai are lemnul, deci are câteva zeci de ani aici în pământ. Și cam asta e. O să o punem aici. Poate o găsește cineva. Și o cataramă. Cred că e din aia de cal. Vedea așa un semnal mix. Uite ce era la suprafață. Un tub de cartuș. O să curăț acasă dacă e ceva interesant îl postez. Mai departe un glos din ăsta baban. Foarte prost, jupui săracul. Hei, încă o monedă. Și e veche asta. 5 lei din... Ok, o să aplicăm tratamentul Hello Kitty. Cum spuneam, băgăm un pic de Hello Kitty să vedem și anul. Hello Kitty. Ia uite-l scutura și eu auzi ce nebun. Dar mânușile mele sunt atât de murdare încât mai rău le jecăresc. Gata, se vede coroana. Eu cred că nu mai văd. Ok.
prea mai lediclesc așa. Ok, 5 lei, 1940 și ceva, cred. E 5 lei acela cu stick. O să pun o poză pe, pe clip. Okay? Asta este. Cinci lei și verso se vede corona. Ok, dragii mei, suntem într-o pădure spre Văleni, Prahova. Cam asta este. Destul de curată. Aproximativ două monede, niște tuburi, chestii din astea. Sper să găsim mai multe monede astăzi. Parcă mă simt norocos. Un semnal, să vedem ce e. Da. E destul de nou ăsta, că uite, încă mai are lemnul. Era aici, la rădăcina asta. Mișto, m-am crezut că e altceva, mai am văzut mânerul ăsta și am crezut că e baioneta. Na, nu se știe niciodată. Uite și un cartuș de ăsta de vânătoare gălăgios. Faza că a început să plouă. Asta e nașpa. Voiam să vă arăt ceva. Nu! Uite acolo un lac. Din păcate, camera n-are zoom. Un lac. Se strânge de la ploaie. Chiar când vă arătam lacul ăla, s-au auzit niște grohăituri de porci, deci nu vrăjeală, pe bune. Și aia să ne depărtăm un pic, probabil, pe acolo, fiind văgăuna aia, au și apă și trebuie să-l mai căutăm pe Cătălin, nu știu unde s-a băgat. Ploaia s-a început foarte tare și nu știu, nu aș vrea să plec, sincer, dar vedem ce mai urmează. Văd cu ava norocasă. Nenicu. Deci un inel de prumer. Aici am frunze. Mamă, ce e, deci cât de stică asta. 2020. Tare. Uite, iar o monedusă. Dau 5 de bani din ăștia. Ce să vede acum? Ăștia comuniști. Not bad. Păi, ești nebun? Nici o monedă. A, nu e monedă, scuze. Ce m-am păcălit. Ce m-am păcălit. O șaibă. Scuze. Na, m-am bucurat și eu. Era în pământ, în rotund, așa am crezut că monedă. Este un semnal care sună binișor. Ia să vedem. A, uite, nu mai trebuie să mai caut. Ai și singur.
Ok, asta era. Un Tubinstein ăsta. S-aud mașinile, ne-am întors către mașina noastră și aproape suntem la șosea. Sunt de vreo 10 minute la groapa asta și nu găseam ce era. Și ia uite ce era. Pâc! Un căcat era, iete. O capsă de aia de bluș, frații, oare! Lotar naiba. Nu, nu e o verighetă. E doar un capac din ăsta de băutură. Ieți. Al naibii. Cum arată? Uitați-vă, frate, ce am în mână, două monede. Ce tare sunt. Două monede în aceeași gaură. Oh, e time for Hello Kitty. Ok, fraților, hai că nu e încă timpul de Hello Kitty, că mai sună acolo și să bare, poate mai e ceva. Hei, încă una. În aceeași gaură. Și stai și poate mai găsim. Hai că mai e un semnal aici, să vedem ce... Aici, vezi? Deci avem 3 monede. Avem 3 monede până acum. Ah, nu. Ciuciu semnal. Vedeți, bă, băieți, așa face nocta asta. Acum nu mai este semnal. Ce dracu fac? Lui ăsta e un dop. Uite. Îl lăsăm aici, pe trunchi. S-a fost dopul care a sunat așa? Ok. Hai să vedem ce am găsit. Deci asta 3 monede. Ok. Prima. Aha. Se vede, scrie un leu.
Un leu din 1924. Punem aici, pe mănuș. Bun. După aia... Asta e mai barosan, așa, dar e același material. S-a degradat în același... în același fel. Mișto. Asta e mai mare, știi? Și ăsta e tot din 1924. Are o stemă diferită, cu niște lei pe spate. Sunt curios ce monedă n-ai, băi. Că avea o verziciune. Hello Kitty. E și destul de întuneric, așa, e întunecat, nu e... nu e o lumină prea ok. Ai naiba să te... ...1924 se vede. Însă mai mult, nu? Deocamdată. Aia e mai mare, da? A doua. Faza e că a mers toată pădurea asta și uite-te că aici la drum șosea e 20 de metri mai încolo. Da, și ăsta e la fel, e tot cât un leu. Da, e tot un leu. Ăsta fiind mai mare, aceeași ediție, însă... aceeași ediție, însă e mai mare. Deci... nu, are valoare mai mare. Opa, asta scrie ceva bun. Bun, poate pentru ceva. Pentru ceva lei. În orice caz, o să mă duc acasă și să-i văd cam ce... Uite, azi am găsit ceva, 5 lei aia din 1900 toamna, tot așa regaliste, plus astea 3, plus încă 2 din alea comuniste, de 6 monede. Nu e rău, plus un topor, plus seceră, plus câteva gloanțe, a fost o ieșire frumoasă, sper că v-a plăcut și vouă. O să mai rămân un pic pe zona asta, vezi mașina, se vede încolo, asta e strada și noi suntem aici. Știi ce este... ciudat, colegul Neanicu a găsit acum câteva zile tot aici încă 5 monede în același loc. Deci el a găsit 5 și eu am găsit 3. Ciudat cum poate să fie treaba asta. Adică te gândești de câte ori poate să scape cineva un pumn de monede din buzunar, știi? Asta e detecția. Cam asta a fost detecția de astăzi, foarte ca lumea, total de 6 monede, o seceră, un topor, câteva tuburi, câteva gloanțe ce nu le-am mai filmat. A fost activitate și colegii au găsit. A fost bine. Acum, pe seară, văd că a început iar să plouă, dar nu plouă foarte tare, mai era de asta, dar e întuneric, pur și simplu. Am stat de ceva ore. Ok, mulțumesc că v-ați uitat până aici, nu uitați să vă abonați, dați un like, lăsați și voi un comentariu și ne vedem data viitoare.